Bună seara, bine ne-am regăsit și avem un președinte încă de azi noapte. Klaus Iohannis este noul președinte al României. Diferența una foarte mare, o diferență la care probabil nu se așteptau foarte, foarte mulți, nici chiar cei mai optimiști. De ce? Pentru că cei care au organizat alegerile au fost reprezentanții Partidului Social Democrat. Ei bine, era dat cu câteva ore înainte de încheierea procesului de votare un procent care îi despărțea pe cei doi contracandidați foarte mic. Este vorba de 2%. Ei bine, după amiază, în jurul orelor 17, Victor Ponta era cel care avea un avantaj, însă după amiază, spre seară, aproape de încheierea urnelor, avantajul l-a preluat Klaus Iohannis. Pare așa un meci de fotbal. Nu a fost un meci de fotbal, dar a fost un meci, un adevărat meci ieri pe întreaga zi. Ei bine, am văzut și foarte mulți susținători, nu ultrași de această dată, ci oameni care au așteptat în fața secțiilor de votare. Este vorba de mii de oameni în afara țării, la secțiile deschise la consulate și ambasade. Foarte mulți dintre ei nu au apucat însă să voteze, deși au stat cu orele, poate chiar o zi întreagă acolo. Cert este că astăzi deja vedem pe cel pe care rezultatele parțiale, pentru că nu au fost date rezultatele finale, l-au confirmat ca și președinte, că vrea să ia ceva măsuri. Cum putem interpreta atitudinea lui Klaus Iohannis, o să vedem în această seară. Ei bine, o să ascultăm, sau mai bine zis, o să vedem, pentru că avem și imagini, cum s-a desfășurat procesul de votare în afara țării, cum au așteptat oamenii la cozile interminabile, și o să și auzim de la un cetățean român aflat peste hotare ce anume s-a întâmplat în Germania. Îi salut pe invitații noștri în această seară, doamna Denisa Șuță, vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal Gorj. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și domnul profesor Lazar Popescu, mulțumesc și dumneavoastră că ați acceptat invitația noastră, domnule Popescu. Mulțumesc și eu, bună seara. Am fi vrut să fie prezent și un reprezentant al Partidului Social Democrat, dar îi lăsăm să își analizeze rezultatele pe domnii de la PSD. Dumnealor nu au fost nici în campania electorală și acea atitudine a dumnealor, atitudinea pe care au avut-o față de cetățeni, arogantă, așa a fost văzută de anumiți analiști, iată, i-a costat pe domnii de la Partidul Social Democrat. Nu știm dacă o să-și schimbe sau nu atitudinea, dar am prefera să aibă curajul, dacă nu putem merge foarte departe, să spunem, bărbăția, de a fi prezenți și în anumite confruntări, dacă tot se consideră politicieni sau dacă mai sunt politicieni în Partidul Social Democrat, să sperăm că nu au plecat cu toții. Doamna Șuță, în județul Gorj, totuși a câștigat Partidul Social Democrat și candidatul dumnealor, Victor Ponta. Într-adevăr, rezultatul nu unul foarte încurajator pentru PSD, care la primul tur a avut un scor confortabil. Într-adevăr, nu suntem printre județele care se pot mândri cu faptul că au surclasat PSD la un scor foarte mare, însă noi suntem bucuroși de faptul că am obținut un scor foarte bun, un scor foarte bun, mai ales la nivelul orașelor și mai ales la nivelul municipiului Târgu Jiu. Este vorba de un procent de 46,34%. obținut de Târgu Jiu și aș vrea să îi felicit și să le mulțumesc pentru modul în care s-au mobilizat colegilor mei
președinții ai Colegiului 6, domnii Eduard Berca și domnului Octavian Lupulescu. De asemenea, tuturor vicepreședinților care dețin posturile de președinți ale celorlalte 5 colegii uninominale electorale, care s-au comportat exemplar, care au muncit foarte mult pentru a obține acest scor, care pur și simplu au făcut pază la secțiile de vot pentru a evita fraudele care, la care de altfel ne așteptam. Au fost semnale în acest sens, au sunat foarte des la 112, s-a anunțat poliția în foarte multe localități, pe turism electoral, pe diverse alte situații care s-au întâmplat în secțiile de votare cu președinți sau de secții de votare care au refuzat să elibereze copii după listele electorale. După cum știți, Alianța Creștin-Liberală a, pentru acest al doilea tur de scrutin, a implementat un program, o platformă, în care s-a verificat dacă s-a votat, dacă o persoană a votat multiplu. Și în timpul în care se realiza această numărătoare paralelă privind prezența persoanele care votau pe liste suplimentare. Din acest punct de vedere, la nivelul județului Gorj, cel puțin din cât am reușit să implementăm ieri, nu s-au întâlnit cazuri de vot multiplu, însă la nivel național știți că ACL a făcut peste 110 sesizări din acest, în acest sens pentru vot multiplu. De altfel, acest program a fost conceput ca în momentul în care același CNP a fost introdus pentru două secții de votare să fie direct trimisă plângere la parchet și la celelalte instituții abilitate. A fost foarte greu, a fost o zi foarte grea ieri pentru toți reprezentanții Alianței Creștin-Liberale, în special pentru șefii de colegii care a trebuit să organizeze în localitățile arătate colegilor electorale respective să facă în așa fel încât să fie înlăturate aceste intenții da, de fraudă. O să ne întoarcem la acest subiect al acelor incidente care au fost semnalate în județul Gorj și la cum au fost păzite secțiile de votare, mai mult de reprezentanții partidelor decât de oamenii legii. Domnule Popescu, 58,29% a fost rezultatul în județul Gorj pentru Victor Ponta, 41,7% pentru Klaus Iohannis. Vreo 17%. Aceasta este diferența. Da, după părerea mea, destul de mult, totuși. Ce ar putea să ne... Știu eu, să ne... mai îndulcească într-o anumită măsură faptul că dintre județele Oltenii, totuși Gorjul a fost pe locul 2 după județul Vâlcea în privința voturilor pe care le-a obținut candidatul Dreptei. Însă această diferență de 17% atestă faptul că mai e încă destul de mult de lucru pentru ca în acest județ lucrurile să se echilibreze, măcar dacă nu cumva va fi posibil și e posibil ca în anii următori să dispară culoarea roșie, care e întrucâtva apăsătoare. Dar fiind faptul că și cei de până în 1989 din decembrie practicau aceeași culoare. Da, acum vedeam niște cadre care au mai circulat pe internet, care au circulat ieri pe internet sau în intermediul internetului, pe rețelele de socializare, cu imensele cozi care s-au format
în străinătate. Oamenii care au vrut să voteze, nu toți au și reușit. De ce? Nu știm de ce. Variantele sunt mai multe. Una dintre ele, proasta organizare. De ce să nu fi vrut PSD-ul să organizeze așa cum trebuie alegerile care trebuia să stabilească președintele țării, doamna Șuță? S-a simțit în ultimele săptămâni o oarecare disperare în tabăra PSD. N-am înțeles de ce această disperare. Și probabil că au încercat să facă tot ce le stătea în putință ca să își atingă scopul, în speță să-l scoată pe Victor Ponta președinte, știind că pierderea acestor alegeri ar crea o serie de disensiuni în interiorul partidului, știind faptul că baronii vor sări în cap premierului Victor Ponta, așa cum iată deja se întâmplă, așteptându-se la ceea ce va urma. Ei probabil că știu mult mai bine decât noi ce înseamnă pierderea acestor alegeri pentru PSD. Nu știu dacă era normal să încerce. Era normal să încerce prin mijloace legale și corecte să câștige aceste alegeri și nu prin acest gen de presiuni imense care au fost puse în special pe angajații din sistemul public și din companiile care au ca acționar statul român. Și aici mă refer la nivelul județului Gorj. Vorbesc de compania energetică Oltenia, vorbesc despre instituțiile deconcentrate. Știți bine că șefii instituțiilor deconcentrate, inclusiv vineri, au fost chemați la raport, au primit un soi de instruire pentru ziua votului. Nu un soi de instruire, a primit o instruire electorală, o instruire din partea liderilor Partidului Social Democrat. A fost confirmat acest lucru. Da. De domnul Călinoiu. Așa. Instructorul de la PSD. Instructorul de la PSD, da. De asemenea, în cadrul complexului energetic Oltenia au fost o serie de presiuni din partea conducerii acestei companii, din partea în speța domnului Ciurel, care înțeleg că n-a trecut de 2 ani de zile prin anumite cariere, însă ieri a stat la exploatarea minieră Peștana și în alte cariere care fac parte din complexul energetic Oltenia, tocmai în acest scop, chiar dacă nu a spus nimic. Oamenii, sigur, știau ce au de făcut pentru că le spuseseră anterior șefii de unități. S-au și făcut anumite tabele, s-au luat numere de telefon, adrese, directorii unităților respective și conducătorii formațiilor de lucru au avut în grijă un anumit număr de subordonați pe care au trebuit să-i trimită la vot și să raporteze din oră în oră câți au dus la urne. S-au făcut niște presiuni inimaginabile, ceea ce nu a înțeles PSD, că aceste tehnici bolșevice nu vor face decât să îi aducă pe oamenii în situația de a se revolta. Pentru că această presiune pe care au pus-o, cel puțin în ultima vreme, a creat oamenilor acea senzație pe care au mai trăit-o în urmă cu 20 și ceva de ani, și oamenii au simțit nevoia să se elibereze de aceste tensiuni. Mai mult decât atât, faptul că au pus atâția români în situația de a se umili pentru a-și exercita un drept fundamental garantat de Constituție, iată că a avut acest efect. Dacă se simt sau nu umiliți cetățenii români stabiliți în afara țării, care, spuneam, au stat ieri cu orele în fața secțiilor de votare amenajate în consulate sau la ambasadele României în străinătate, încercăm să aflăm. Avem prin telefon un cetățean român stabilit în Germania, Luminița, locuiește în Bonn. Mulțumim foarte mult că ați acceptat să interveniți telefonic, să ne povestiți ce s-a întâmplat ieri în Bonn, care a fost atmosfera și cum au fost tratați votanții români
care au stat până la închiderea secțiilor. Bună seara, dacă ne auziți! Bună seara, vă aud foarte bine! Spuneți-mi, vă rog, cum a decurs procesul de votare la Bonn? Au venit oamenii, așa cum am văzut că au venit și în alte, în alte orașe din, din această lume în care România a avut secții de votare. S-a așteptat mult, au fost mulți oameni, a decurs normal procesul de votare? A fost mai bine organizat decât acum două săptămâni? Ce pot să vă spun este că era o mulțime atât de mare de oameni încât nu se mai termina. Iar cabinele de vot, din 6 cabine, erau doar 2 persoane în 2 cabine. Restul de cabine erau goale. Iar ușa de la intrare, era o persoană acolo care pur și simplu ținea oamenii blocați în loc și nu ne lăsau să intrăm înăuntru. Să înțeleg că erau... Să înțeleg că erau lăsați să intre doar câte doi? Intrau doar 2 persoane? Da. Erau 6 ștampile, 6 cabine de vot, dar intrau doar câte 2 persoane. Și îmi pare rău că dura? Nu vă pot... Cât a durat fiecare tranșă? Cât stăteau cele 2 persoane înăuntru? Cât durea procesul de vot în sine? Păi intrau 2 persoane și mai ieșeau după 30 de minute. Deci vă imaginați că restul lumii nu mai avea când să mai intre acolo vreodată. Dar nu ați încercat să stați de vorbă cu cineva de la consulat? Oamenii nu au cerut explicații? Pentru că, spuneați, au fost foarte mulți, cu o zile coada a fost foarte mare. Bănuiesc că nici nu au apucat să voteze toți cei care s-au așezat normal, la mine. Normal, deci nici n-au apucat să voteze. Au strigat să iese consulul, care, bineînțeles, nu a ieșit, nu s-a făcut nimeni văzut. Și, deci, nu am cuvinte să vă spun ce era acolo. Deci, absolut nimeni n-a făcut nimic. Ba chiar la un moment dat a ieșit o persoană care spunea: nu vă mai împingeți, nu mai înjurați, nu mai protestați, că eu vă promit că se votează până mâine dimineață, toată lumea va vota. Ceea ce mi se pare imposibil ca un angajat într-un consulat să poată să spună acest lucru. Și s-a votat până a doua zi de dimineață? Normal că nu. Deci eu am fost o norocoasă că am intrat până în 8 jumate. Pentru că de la 8 și jumătate nu s-a mai intrat acolo nici măcar o persoană. După ora 8 și jumătate nu s-a mai intrat în consulat? Nu. Acolo unde era secția? Eu am fost, noi în total am fost 6 fete, ne-am strâns o gașcă de 6 fete care suntem toate prietene. Eu sunt singura care din cele 6 a reușit să intre acolo după 6 ore de stat în fața acelui consulat și după 2 ore de stat la 2 metri de urnele de vot, de cabinele de vot. Deci am stat 2 ore la ușa de la intrare și nu abia am reușit să intru să fac acest vot. În 2 ore ați înaintat doar 2 metri? Da. Erau foarte exact multe așa persoane în fața dumneavoastră sau, eu știu, erau pe mai multe rânduri? Cum erați aliniați acolo? Nu, deci a fost organizație praf, nu a fost niciun fel de organizație acolo. Toată lumea a fost la grămadă, se stătea la grămadă, iar lumea a început să se revolte și au luat ușa cu asalt. E tot ce vă pot spune. Eu am intrat la acest vot din cauza asaltului, pentru că lumea a început să se revolte acolo. Și când toată lumea a început să se împingă și a început revolta asta între oameni, atunci am reușit să intrăm mai mulți. Și atunci am reușit să mă strecor. A, practic, ați fost împinsă, practic ați fost împinsă de mulțime înăuntru, da, în interiorul secției. Exact așa s-a întâmplat. Dacă nu era mulțimea, sincer vă spun că după 2 ore de stat în 2 metri de urnele de vot, nu puteam să votez. Dacă mulțimea asta nu se împingea în acel moment. Ce anume s-a scandat în fața secției de la Bonn? Ce scandau jos, oamenii? Ponta, ești un Mickey Mouse, România nu uita, da, Ponta nu uita, România nu e a ta,
Deci toate chestiile astea care... Emisia hoților, nenorociților... Deci... Aveți idee câți oameni au rămas atunci când s-au închis ușile în afara secției de votare? Câți oameni nu au apucat să voteze? Puteți aprecia de ordinul sutelor? 200-300? Mai mult? Mai puțin? Cred că în jur de 400-500 de persoane care au rămas în curtea acelui consulat unde n-au mai apucat să voteze. Cum se numește consulat? Și mulți dintre ei au plecat prin faptul că erau conștienți că nu poate să ajungă să mai voteze. Adică au renunțat. Au renunțat, exact. Și spuneți că la ora 8 și jumătate seara s-a închis ușa, nimeni nu a mai putut intra. Deși procesul de votare, știm, s-a încheiat abia la ora 9 seara? Da, exact așa. Deci vă spun, prietenele mele erau la 2 metri în spatele meu și ele la 8 și jumătate au plecat acasă. Deci au văzut că nu mai au cum să mai intre acolo și nu mai au cum să mai ajungă. Din punctul dumneavoastră de vedere, cineva a încercat să împiedice sau să... eu știu, să tragă cât mai mult de timp în acest proces de votare? Cu siguranță, da. Se putea merge mai alert, într-un ritm mai alert? Adică ar fi putut să voteze mai mulți oameni? Că spuneați, erau cabine și erau mai multe cabine și doar doi oameni în interiorul secției. Îmi pare rău, nu știu dacă o să pot să reușesc să vă trimit acest video pe care am reușit să-l fac din interior. Să vedeți câtă lume era acolo și cum doar două persoane se văd în unele din cabine, una într-o cabină, una în cealaltă cabină, iar restul de cabine, patru cabine de vot goale. Dar... și mulțimea de oameni care zbiera și țipa că vrea să voteze. Care era procedura în momentul în care intrați în secție? Ce anume făceați sau ce erați puși să faceți? De ce a durat atât de mult? Păi, ați completat acea declarație? Deci nu pot să-mi explic lucrul ăsta, dar atâta timp cât ei ne-au blocat acolo și ne-au ținut atâta timp afară. Gândiți-vă că eu am votat în două secunde, am intrat și am ieșit. Am pus-o ștampilă și am plecat. Dar înainte de a vi se înmâna buletinul de vot, acea hârtiuță cu numele candidaților și ștampila pentru a intra în cabină, ce anume ați făcut în secție? Am stat și ne-am așteptat rândul. Practic, stăteam și ne împingeam în mulțime unii pe alții, pentru că asta s-a întâmplat. Toată lumea se împingea, deci nimeni nu făcea ceva anume. Era un haos total acolo. Organizația foarte proastă, deci organizarea asta nu a fost organizarea asta, nu... Am înțeles. Cred că asta a fost o împiedicare a cetățenilor de a-și putea exprima dreptul la vot. De la ce oră au început oamenii să meargă la vot? Dimineața de la ora 8. Au fost și cazuri în care au stat și noaptea? Asta nu știu să vă spun pentru că eu noaptea nu am fost acolo, dar... Ce pot să vă mai spun, că au oameni cu pancarde care scriau că vin din Frankfurt și așteaptă la o cabină de vot. Oameni care probabil nici măcar nu au reușit să-și exprime acest vot. Și distanța între Frankfurt și Bonn este, știți, de cât? Distanța între Frankfurt și Bonn în jur de 200 de kilometri. Adică au venit oamenii de la 200 de kilometri să voteze și... au fost blocați la uși, la ușile secției din consulat. Și vă dați seama că probabil au fost oameni și de la mai multe sute de kilometri, pentru că dacă au venit de la 200, eu zic că au mai fost și de la 300 și de la 400. V-ați simțit... Asta e părerea mea. V-ați simțit mândră că sunteți româncă? Nu. Sinceră să fiu, eu am o vârstă de 30 de ani. Am prins Revoluția și eram un copil, dar mi s-a părut un haos mai mare ca la Revoluție, deci... V-ați simțit umilită în acele momente sau în acele ore pe care le-ați petrecut în fața secției? Pot să vă spun că da. Dar de ce ați mers la vot?
pentru că am simțit că avem dreptul ăsta de a ne exprima. E un drept al fiecărui cetățean și nu mi se pare corect ca nimeni să-l împiedice acest drept. O să încercați să... De fapt, dumneavoastră ați votat. Ceilalți români stabiliți în Germania, știți dacă încearcă să-și apere acest interes în fie și în instanță? Ați auzit oameni stabiliți acolo care să vrea să dea statul român în judecată pentru împiedicarea acestui proces? Asta nu am auzit, dar dacă eu am o prietenă care este lângă mine, care a stat cu mine acolo 5 ore și care și-ar fi dorit să-și exprime acest drept la vot și care nu a reușit. Vă pot da la telefon și vă poate confirma și ea mai mult. Vă rog, dacă este de acord, sigur. Da, este de acord. Alo, bună seara. Bună seara. Dumneavoastră ați fost sau sunteți mai puțin norocoasă? Ați stat câteva ore la un rând, da, la secția de votare, dar nu ați reușit să votați. Da, este adevărat. Cât ați așteptat? S-a infiltrat printre oameni și a reușit să voteze. Eu am stat și am așteptat. În speranța de a reuși și eu să votez, dar din păcate nu s-a întâmplat acest lucru. Cât timp ați așteptat? Foarte multe ore, nici nu mai știu, în jur de 4-5 ore am stat la rând. Ce ați simțit? Erau oameni care veneau din foarte multe locuri, din foarte multe orașe îndepărtate de Bonn și stăteau acolo cu o mulțime de oameni, cu mult mai multe ore înaintea mea. Și înaintea noastră. Ce spuneau oamenii? Ce spuneau oamenii care au bătut sute de kilometri ca să voteze și au văzut că se apropie ora limită și ei sunt totuși la metri buni de ușa secției de votare? Erau foarte nemulțumiți, vă dați seama. Toți am fost nemulțumiți. Nici, nu știu, erau foarte nemulțumiți. Nu doar eu, ci toată lumea de acolo erau foarte nemulțumiți de modul în care s-a organizat, de, nu știu, cert e că toți am fost nemulțumiți, inclusiv oamenii care... Noi am fost mai norocoase că stăteam în același oraș, dar erau oameni care veneau și de la 300 de kilometri, de la 350, oameni care veneau cu trenul, care schimbaseră o grămadă de trenuri până ajunge în Bonn și foarte nemulțumiți, foarte, foarte, foarte. Nu, nimeni nu dădea niciun răspuns, toată lumea scandaj, o sponta și... Credeți că aceste lozinci pe care oamenii le-au scandat ar fi putut sau ar putea fi unul dintre motivele pentru care s-a mers atât de încet spre urnă? Sunt convinsă de această treabă. Sunt foarte convinsă că asta a fost motivul. Ce ați simțit în momentul în care s-a închis ușa și vi s-a spus că nu puteți vota? Am înțeles că ați fost la o distanță foarte mică de ușă, cât pe ce să intrați? Da, la o distanță de câțiva metri, de 3-4 metri. Prietena mea era în față și chiar am rugat-o să filmeze, dacă poate, și să dăm mai departe video-ul. Adică nu mi se pare ceva normal să te duci, să stai ore în șir, în frig, în ploaie, erau oameni cu copii mici. Nu mi se pare chiar normal. O să mai mergeți la vot? Cu siguranță o să mai merg. E dreptul meu și mi-l voi exprima ori de câte ori voi avea șansa să mai votez. Nu știu dacă o să mai am șansa. Da, o să mai merg la vot. Nu sunt dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat, dar asta nu înseamnă că o să renunț. Credeți că un vot electronic ar ajuta? Da, mult mai mult, da. Cu siguranță. Să sperăm că vom putea vota și electronic de acum înainte. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să ne povestiți ce s-a întâmplat ieri în Germania. Ieri am avut și cetățeni din Franța și Spania în direct aici la Tele3. Mulțumim celor două doamne din Bonn. Ne pare rău pentru cea de-a doua care nu a reușit să voteze. Totuși, oamenii nu și-au pierdut încrederea. Vor merge în continuare la vot, pentru că votează pentru, nu atât pentru ei, cât pentru familiile pe care le au în țară. Domnule profesor,
au fost umiliți, într-adevăr, acești oameni. Au așteptat unii dintre ei o zi întreagă, alții ne spuneau doamnele stabilite în Germania, veniseră de la câteva sute de kilometri ca să poată să-și exprime acest drept. Nu au reușit. Și acuzele le-ați auzit că acest proces de vot ar fi fost împiedicat pentru că se mergea foarte încet. Cine ar fi avut un interes să împiedice oamenii să voteze și de ce? Lucrurile sunt foarte clare aici. Este clar că PSD-ul a avut interesul să împiedice pe cetățeni români din diaspora să voteze. Probabil că în momentul în care făceau acest lucru nu mai erau așa mândri că sunt români PSD-iști. Așa, pentru că se știe care este rezultatul votului din diaspora. S-a văzut și acum. Deci dreapta a luat 80% din voturi. Dar faptul de a împiedica un cetățean să voteze e faptă penală. Eu cred că cetățenii români din diaspora ar trebui să facă plângeri penale la adresa celor care i-au împiedicat să voteze. În mod normal, dacă politicienii sau mai degrabă politrucii PSD-ului ar avea onoare, s-ar fi lăsat cu demisii. Dar ei nu au onoare. Ar fi demisionat și primul ministru și tânărul ministru de externe Meleșcanu. Nu știm dacă o să ajute cu ceva. Nu vor face. Dacă nu o să ajute cu ceva o a doua demisie, doamna Șuță. Am avut deja o demisie după turul întâi. Am văzut o nouă persoană în fruntea Ministerului de Externe. Domnul ministru nou și vechi în același timp a scăldat-o. Domnul aproape ministru o săptămână a continuat și aceeași atitudine. Și am văzut că procesul de votare a fost la fel de dezastruos ca cel din turul întâi. Domnul Meleșcanu a continuat aceeași atitudine a domnului Corlățean. Au refuzat să mărească numărul de secții de votare, au refuzat să facă tot ceea ce li s-a cerut, inclusiv să prelungească programul de vot. Le-a cerut ieri Alianța Creștin-Liberală acest lucru pentru că măcar atât puteau acei oameni să poată să-și exercite dreptul la vot după ce au stat ore în șir la aceste cozi interminabile. În afara faptului că fiecare persoană care a stat ore în șir ca să voteze în diaspora și nu a reușit acest lucru personal, s-a simțit umilită. Acest guvern Ponta a reușit să ne facă și o imagine, să facă României o imagine de toată jena în străinătate, dacă acest lucru nu se întâmplase încă. Iată că nu au avut niciun fel de scrupule, au încercat cu tot din adinsul să împiedice oamenii din diaspora să voteze, știind că, de regulă, oamenii care sunt plecați din țară votează dreapta, pentru că au plecat din această țară nemulțumiți de aceste perpetuări ale metodelor comuniste cu care ne întâlnim de ani de zile încoace. Am văzut ceva mai devreme pe un post central de televiziune imagini cu mulțimi de la procesul electoral din 2009 și se avansa ideea că nu ar fi o premieră ceea ce s-a întâmplat acum cu diaspora, care nu a reușit să voteze în totalitate. De ce din 2009 și până acum nu doar că nu s-a rezolvat această problemă, ci ea s-a amplificat, că este o amplificare. Acum am văzut mii de oameni care au rămas pe din afară, adică dincolo de ușile secțiilor de votare, domnule Popescu. Eu v-aș da un răspuns așa destul de scurt și sec. Pentru că până acum, deci din 2009 și nu numai din 2009, de mai mult timp, și până în prezent n-am trăit în România lucrurile bine făcute. Cu PSD-ul nu poți să faci lucrurile bune. Da, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim, o să încercăm să aflăm de ce nu a fost
rezolvată această problemă a votului din diaspora? Cine a avut un interes ca cetățenii din afara țării să nu voteze sau să nu voteze în totalitate, dacă a existat acest interes? Și o să vedem și imagini de la Bonn, din Germania, acolo unde oamenii au rămas, ca și cei din Franța, ca și cei din Spania sau Italia, în afara ușii secțiilor de votare după ora 9, când s-a încheiat procesul. Ei bine, o scurtă pauză de publicitate și revenim. Poate între timp ajung și domnii de la PSD, în cazul în care le-a trecut supărarea. Nu, acum aș...